Vom fi puternici doar dacă ținem neamul grămăjoară, o spune președintele ales Maia Sandu, care a câștigat un nou mandat la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Șefa statului a lansat un apel la unitate și la bună înțelegere. În ultimile luni, dar mai ales la 3 noiembrie, împreună am clădit o legătură națională trainică, bazată pe faptul că purtăm cu toții în suflet dragostea de Moldova. Vom fi puternici doar dacă ținem neamul grămăjoară. Rămânem uniți cu fruntea ridicată și cu încredere unii în alții. Unitatea țării și buna înțelegere între toți cei care locuim pe acest meleag reprezintă cea mai mare datorie a noastră. Totodată, Maia Sandu spune că a auzit vocile tuturor și se angajează să-și țină promisiunile făcute în campanie. Suntem același popor și Chișinăul și Ocnița și Nisporeni și Uta Găgăuzia și diaspora și cei tineri și cei vârstnici și cei care au votat, dar și cei care n-au ajuns la vot. Să ne umplem sufletele de frăție, de solidaritate și de omenie, să construim pe aceste valori transmise din generație în generație și să clădim în tihnă o Moldovă mai puternică. Între timp, europarlamentarul român Siegfried Mureșan anunță că prima tranșă din pachetul de sprijin financiar de 1,8 miliarde de euro anunțat la Chișinău de Ursula von der Leyen va ajunge în țară în anul 2025. Oficialul a explicat că cei 1,8 miliarde de euro promiși de șefa Comisiei Europene vor fi acordați în mai multe tranșe. Inițial, pachetul de sprijin financiar trebuie aprobat de instituțiile europene. Eu cred că prima plată va fi făcută în prima jumătate a anului 2025. Nu știu exact care este data alegerilor parlamentare, ea nu a fost stabilită, dar e posibil ca prima plată să fie făcută înaintea alegerilor. Pentru noi nu calendarul electoral este important, banii nu au un scop politic. Pentru noi este important ca banii să ajungă cât de repede la oameni. De aceea eu mă implic personal pentru a adopta această lege cât mai repede în Parlamentul European. Mureșan subliniază totuși că există și unele condiționalități. Este evident că dacă în viitorul Parlament va fi o majoritate anti-europeană care nu va respecta regulile europene și nu va respecta condițiile, e evident că Comisia Europeană nu va putea face plăți ulterioare. E clar că un guvern anti-european care ar încălca regulile europene, e clar că acela nu va reuși să fructifice aceste fonduri și cu un guvern anti-european, Republica Moldova riscă să piardă mare parte din acele fonduri, dar nu suntem în această situație momentan. Avem un guvern pro-european și ne dorim ca banii cu acest guvern să înceapă să fie absorbiți cât mai rapid, imediat ce adoptăm legea în Parlamentul European. Amintim că la data de 10 octombrie, șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat la Chișinău acordarea unui pachet de suport financiar în valoare de 1,8 miliarde de euro. 1,5 miliarde de euro reprezintă credite oferite în condiții preferențiale, iar restul sumei este sprijin financiar nerambursabil.